Proiectul are ca scop orientarea în cariera viitorilor absolvenți de liceu, elevi în clasele a 11 a și a 12, a oferindu-le posibilitatea ca pe parcursul unei zile să fie umbra unui angajat dintr-o companie sau instituție selectate ca urmare a interesului elevului pentru acest domeniu. Programul îi ajută pe tineri să înțeleagă diverse opțiuni de carieră și să găsească mai ușor un răspuns la întrebările ce vreau să devin după ce termin școala, unde vreau să lucrez, care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine. Partener de mai mulți ani în acest proiect polițiștii inspectoratului de poliție al județului Maramureș au fost și miercuri gazdele tinerilor de la liceul teoretic Emil Racoviță din municipiul Baia Mare. Liceenilor care au avut curiozitatea de a cunoaște această profesie le-au fost prezentate atribuțiile polițiștilor și domeniile de activitate ale diferitelor structuri, dar și școlile de poliție unde pot da admitere pentru a deveni polițiști. Apoi tinerii au trecut la practică. Cei care au însoțit pe polițiștii rutieri au avut ocazia să vadă procedura de oprire a unui autovehicul în trafic, dar și modul în care se stat o contravenție sau infracțiune la regimul rutier, colegilor care au stat o oră în umbra polițiștilor din cadrul serviciului criminalistic au avut posibilitatea să vadă tehnica și mijloacele cu care aceștia acționează pentru descoperirea, ridicarea și interpretarea probelor lăsate de rău făcător în câmpul infracțional. Elevii repartizați la structura de ordine publică i-au însoțit pe agenții de patrulare în teren sau au experimentat o oră de pregătire a câinilor de intervenție din cadrul grupei canine. Polițiștii speră ca experiența trăită miercuri să -i îi ajute pe elevi să se orienteze mai ușor în alegerea profesiei și să îndrăgească ori să respecte profesia de polițist.